regăsit, vă spun doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Brașovul tău. Eu sunt Denisa Tomoș și voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul acestei ediții. Alături de noi în studio, domnul Aristotel Căncescu, fost președinte al Consiliului Județean Brașov, actual candidat la aceeași funcție. Mă bucur, domnule Căncescu, iată, din nou le prezentăm telespectatorilor noștri un material deosebit realizat de Mix Media Group. Este vorba despre Brașovul turistic. Vom discuta puțin despre el, după care îi vom lăsa pe telespectatorii noștri în compania imaginilor și a prezentării deosebite, ca să zicem așa. Mai este, domnule Căncescu, Brașovul un oraș turistic? Brașovul întotdeauna a fost un oraș turistic. Țin minte că înainte de 89, până în anii 80, când au început restricții la căldură, la lumină, la curent electric, la curentul electric, până atunci erau foarte mulți străini care veneau în Brașov, francezi, evrei. Din păcate, după aceea lucrurile s-au degradat, ajungând s-a degradat situația economică. În afară de aceasta n-a existat nici cel mai mic interes pentru lucrurile care pot să-i aducă pe turiști în Brașov. Să știți că turiștii când vin în Brașov nu vin ca să vadă cartierele de locuință, sunt foarte importante pentru oameni și acelea, însă ei vin să vadă zona istorică, vin să vadă frumusețile naturale și avem, slavă Domnului, vin să schieze, vin să viziteze județul. Avem în județul Brașov un brand extraordinar. Îmi spuneau niște reprezentanți de la CBC când am dat un interviu prin anii 2008, dacă nu mă înșel, când a fost scandalul acela cu Castelul Bran, că cel mai puternic brand din România este pe departe 70%, dacă toate brandurile fac 100%, 70% e reprezentat de Dracula. Mitul Dracula, pe care noi nu avem niciun merit că îl avem, suntem beneficiarii lui, l-a creat Bram Stoker, dar e foarte important pentru noi. Nu l-am folosit ca lumea acum, până acum câțiva ani. În afară de aceasta, bun, tot la branduri, pe locurile următoare erau Nadia Comăneci pe locul 2 și deci asta până la 100%. Deci pe 30% erau Nadia Comăneci, Ilie Năstase la egalitate cu Nicolae Ceaușescu. Deci odată este Castelul Bran. Avem Castelul Râșnov pe care l-am renovat în perioada anilor 2004-2008 și a devenit un punct de atracție foarte important. E acest cetatea Râșnovului, practic, a mărit bugetul primăriei Râșnov de câteva ori. Și acum creat... astăzi se află în reabilitare. Se află în reabilitare, au trecut o grămadă de ani de când a fost reabilitată de către noi. În primul rând, vreau să vă spun că pe ideea liberală de descentralizare am dat această cetate, ținea de Consiliul Județean și am dat-o cu titlu gratuit comunității din Râșnov, care beneficiază acum din plin de ea, tot timpul e plin acolo de turiști, la fel ca și la Castelul Bran. Au fost și alte cetăți care au fost renovate prin grija mea, cetatea Feldioara, și mă bucură că am făcut acest lucru, acolo e un primar foarte bun la Feldioara, care știe să-și administreze foarte bine comuna și a avut grijă ca să îi crească veniturile foarte mult. Și la Făgăraș ați investit în perioada aceea. Cetatea Făgărașului, am avut o contribuție și la cetatea Rupea, care e un exemplu de renovare, și multe alte chestii, puncte turistice, inclusiv cel de care discutam, Brașovul, gen Hollywood, pus pe tâmpa, cetatea Brașovului, în primul rând, cu ea trebuia să încep. Cetatea Brașovului, s-au cheltuit foarte mulți bani din fonduri europene, din bani de la UNESCO și din fonduri de la Consiliul Județean. Păi eu vreau să vă spun, prima dată când am intrat prin anii 2002 într-o cetate, într-unul din turnuri, Brașovul a avut 32 de turnuri, la ora actuală mare 8.
care încă sunt pasate cumva între Consiliul Județean și Primărie, cumva încă nu se știe. Dom'le, eu le-am lăsat la Consiliul Județean și îmi pare rău că își bat joc de ele. Mie îmi pare rău pentru că Consiliul Județean trebuia să le administreze. E foarte ușor să scapi, să te debarasezi așa și practic, eu nu știu cu ce se poate lăuda județul Brașov, Consiliul Județean Brașov, cu un aeroport pe care, la care nu s-a întâmplat aproape nimic. Acum se grăbește ei electoral ca să arate ceva, că au ridicat câteva schele. Asta e egal cu zero. Deși aveau bani, eu nu am avut bani să termin investiția. Jumătate din investiție am făcut-o până în anul 2014. Atunci am inaugurat pista. Turnurile Brașovului, știți foarte bine cum arătau. Vreau să vă spun că la început în Consiliul Județean am avut scandal, că erau mulți și nu vreau să dau nume, că nu vreau să-i blamez așa pe TV în direct. Foarte mulți ziceau că nu merită să le renovăm, mai bine să le demolăm. E vorba de cetatea Brașovului, care are peste 500 de ani. Era o crimă. Clădirile Consiliului Județean, toate le-am renovat. Regret că de 20 de ani nu s-a mai făcut nimic la clădirea CJ-ului, unde e și curtea de apel, care am înțeles că pleacă. După aceea, toate monumentele, bisericile, foarte multe dintre ele sunt monumente istorice. Deci am avut grijă de toate aceste investiții, domeniul schiabil pe care eu l-am început. Nu l-am terminat eu, că am avut grijă Boc ca să-mi ia această investiție. Era frică că e o investiție de imagine pentru mine și cum a plecat guvernul Tăriceanu și a venit guvernul Boc, la două săptămâni după mi-au luat banii din conturi. Puteam să blochez treaba asta, dar am zis nu era, puteam să-i țin în procese 2-3 ani de zile. Brașovul nu câștiga nimic din treaba asta. Și am renunțat din contră, chiar am dat primăriei inclusiv proiectul, l-am dat cu titlul gratuit, proiectul care a costat bani destul de mulți și studiu și proiectul. Deci acestea sunt lucrurile care atrag turiști în Brașov. Și totodată ați realizat și aceste materiale care cumva în acea perioadă reușeau să promoveze și să aducă chiar în toată țara. De ce nu în toată lumea până la urmă? Pentru că aveați acele colaborări foarte bune și cu Germania și erau cumva promovate aceste filme pe care le tot prezentăm telespectatorilor noștri cam peste tot în acea perioadă. Bun, acesta e de asemenea un lucru foarte important. Chestiunile acestea costă, într-adevăr, ca să promovezi pe plan extern. E o chestie destul de costisitoare, dar rezultatele se pot vedea după. Am făcut trenul turistic. O locomotivă Pacific, plus vagoanele lui Carol al II-lea, le-am renovat și am dat drumul la câteva curse între Brașov și Râșnov, Brașov-Zărnești. Vroiam chiar să mergem spre Bran de la Râșnov, pentru că brănenii și-au dorit dintotdeauna să aibă o gară și puteam să refacem această gară, chiar dacă o făceam în primul rând cu scop turistic. Autocarul turistic pe care Consiliul Județean l-a dat imediat. A fost atunci un scandal, într-adevăr, că erau foarte mulți care se lamentau, bă, dar ce nevoie avem noi de autocar turistic? Bine că poate să existe autocar turistic la Cluj, poate să existe autocar turistic la Timișoara, poate să la București există câteva, dar Brașovul nu trebuia să aibă un astfel de autocar. Deci, un lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun e că când am venit la conducerea Consiliului Județean, ca număr de turiști, Brașovul era cam pe locul 20 ceva. La ora când am plecat de la Consiliul Județean la sfârșitul lui 2014, după 15 ani de administrare a județului Brașov, Brașovul era pe locul 1-2, la egalitate cu Constanța, la bătaie Constanța, numai că spre deosebire de Constanța, care are un turism de sezon, numai în perioada verii, la noi avem turiști tot timpul anului. E vorba de munții pe care avem, iarna avem domeniul schiabil, monumentele istorice,
Avem cele mai multe monumente istorice din România, înscrise la oficiu pentru monumente de la București, peste 900. Suntem înaintea Sibiului, ceea ce nu e puțin lucru. Așa este. Așadar, invităm pe telespectatorii noștri să urmărească aceste imagini, Brașovul turistic, cel de altă dată, poate cu clădirile frumoase și tot ceea ce înseamnă istoria locului de altă dată, pe data viitoare. Castelul Bran, vechea cetate de scaun a Țării Românești, este situat pe drumul ce leagă municipiul Brașov de Câmpul Lung. Poartă numele unui sat construit de-a lungul drumului comercial ce lega odinioară Valahia de Transilvania, drum situat în interiorul unei trecători flancate de o parte și de alta de munții Buceci și Piatra Craiului. Edificiul a fost construit în 1382 de către locuitorii Brașovului, fiind amplasat pe o stâncă înaltă și străjuit de dealuri, numite măguri, prin partea locului. În secolul al IV-lea, castelul făcea parte dintr-un complex de cetăți de hotar. Castelul Bran a fost inclus în patrimoniul mondial, fiind prezentat în toate ghidurile turistice ale regiunii, deoarece, conform legendei, Vlad Țepeș, supranumit Dracula, obișnuia adesea să vină aici. În anul 1957, Castelul Bran a devenit muzeu, iar peste 4 ani s-a deschis și un sector etnografic în aer liber, menit să ilustreze viața și ocupațiile brănenilor cu particularitățile geografice ale regiunii. Cetatea Râșnov este situată pe drumul de veche tradiție, Brașov, Rucăr, Câmpul Lung, Muscel, ce lega Transilvania de Țara Românească și construită pe un deal stâncos. Este amintită pentru prima dată în documentele anului 1355. În secolele următoare este refăcută și consolidată în mai multe rânduri. Cetatea de la Râșnov adăpostește o valoroasă unitate muzeală ce oferă vizitatorului o sugestivă cronică a așezărilor dacice, romane și românești din zona și a Râșnovului medieval și modern. Cetatea Făgărașului, datând din secolul al XIV-lea, era considerată de Mihai Viteazu cetatea domniei noastre. Aici se află Muzeul Țării Făgărașului, care valorifică bogatele colecții de arheologie, istorie, etnografie și artă populară, precum și de artă plastică contemporană. În cetatea Brașovului întâlnim azi toate stilurile importante din arhitectura europeană, de la Renaștere și Baroc la Art Nouveau, într-o frumoasă simbioză nealterată de construcțiile moderne din partea de est a orașului. Remarcabil centru cultural, Brașovul prilejuiește turiștilor dornici de îmbogățire spirituală în orice sezon al anului, întâlnirea cu o interesantă ofertă culturală în care se simt influențe tradiționale, dar și pulsul vieții moderne. Brașovul contemporan are o viață culturală activă, care se desfășoară în instituțiile sale de cultură și de artă.
Teatrul SIC Alexandrescu, Opera Brașov, Centrul Cultural Reduta, Filarmonica Gheorghe Dima, precum și numeroase biblioteci, muzee și cinematografe. Ajuns în anul 2005 la a patra ediție, evenimentul se desfășoară în preajma Sfintelor Sărbători ale Paștelui, dorindu-se legarea acestuia de altă sărbătoare tradițională a Brașovului, cea a junilor. Tradiția este dusă mai departe de manifestările culturale ale junilor Brașovului, desfășurate în mirificul cadru natural al pietrelor lui Solomon. Spirituală strânge la un loc influențele tuturor neamurilor ce conviețuiesc în acest spațiu. Martura credinței românilor, mănăstirea de la Sâmbăta de Sus păstrează semnele unei lumi arhaice prin renumita colecție de icoane pe sticlă. Matcă, Brașovul înmănunchează într-o alchimie simplă tradițiile neamurilor de sași, secui, maghiari, ceangăi, stabiliți pe aceste teritorii, la olaltă cu cele specific românești, toate oglindindu-se fidel în obiceiurile, porturile, prelucrarea lemnului, ceramica, pictura și sculptura țărănească. Superba amintire ce nu trebuie să lipsească turistului sosit în orașul de la Poalele Tâmpei este și popasul făcut între zidurile purtătoare de istorie ale cetățuii Brașovului, ctitorită în urmă cu peste 3 secole. În aerul curat al dealului cetății, cei veniți aici sunt surprinși de frumoasa panorama asupra orașului, a muntelui Tâmpa și a întinsei câmpii dinspre țara Bârsei. Odată intrat în microuniversul cetății, oaspetele are ocazia să pătrundă în ambientul unui autentic salon medieval, de unde răzbat acordurile muzicii de cameră, precum și ariile din muzica clasică și preclasică.
relief variat, o istorie și o tradiție milenară ce îl înveșmântează în straile unui oraș muzeu, Brașovul ajunge în vârful posibilităților turistice datorită echilibrului dintre odihnă și drumeție, dar și faptului că acestea sunt accesibile întregul an. Dintr-un alt colț, pornind în căutarea unei vacanțe de vis, călătorul descoperă la poalele muntelui Postăvarul, Poiana Brașov. Aici, în cea mai complexă stațiune a sporturilor de iarnă din țară, celebră datorită zăpezii stabile din noiembrie până în aprilie, posibilitățile de distracție uimesc prin senzaționalul lor. Temerarii își pot încerca măestria călărind într-un centru de echitație sau pot beneficia de confortul sănilor trase de cai, ce-i va duce iute spre un cămin primitor. Pe lângă drumeție, turistul este încântat să-și petreacă timpul într-o complexă bază de agrement, ce cuprinde terenuri de sport, piscine, dar și discoteci și baruri de noapte. Rețea de hoteluri, vile și cabane, Poiana Brașov își cucerește mereu noi admiratori. Aceștia sunt ademeniți adesea de rafinata sărbătoare gastronomică în stil tradițional românesc, pe care restaurantele o oferă în orice sezon. Un încântător punct de reper pentru turistul ce dorește să urmeze drumul Brașovului, dăinuie de mai bine de un veac cel mai înalt oraș din țară, Predealul, ivit la cumpăna râurilor Prahova și Timiș. Într-un peisaj de invidiat, orașul oferă largi perspective pentru călătorie, odihnă, tratament, practicarea sporturilor de iarnă, determinând o mare afluență de turiști. Arhitectura hotelurilor, vilelor și cabanelor sale transpune ceva din atmosfera unei îndepărtate stațiuni din Alpii elvețieni. Și cum unui călător îi șade bine cu drumul, potrivit unui proverb românesc, iată calea pe care trebuie să-și abată pașii turistul neistovit. Cu farmecul și parfumul său de burg, înălțat în inima de stânca a Carpaților meridionali, județul Brașov ia în stăpânire întreaga ființă a călătorului, atrasă de o forță magnetică în tainele acestei zone turistice.